exterioară, interioară nu ne interesează în cazul nostru. Ce mai avem? Cantitatea de precipitații. Mai avem un indicator care ne spune punctul de rouă. Și dacă vrem să știm, de exemplu, cum a fost azi noapte vremea, avem un sistem care ne permite să ne uităm și să ne dea informațiile de la miezul nopții, de la 3 dimineața, pe o săptămână, pe 2 săptămâni în urmă. Deci noi putem să știm, chiar dacă nu suntem aici, cum a fost vremea, să zicem, azi noapte, azi dimineață, la 3. Și toate informațiile astea, ce facem cu ele? Le folosim ca să putem să știm cantitatea de apă pe care o dăm plantelor. Deci, în felul ăsta, putem să dozăm cantitatea de apă mai mare dacă este secetă sau să oprim în caz că umiditatea este suficient de mare.